Chiam direct de la domnul Crina Antonescu că nu va participa la acest congres, pentru că, așa cum a spus-o de foarte multe ori, domnia sa este astăzi într-o etapă în care nu mai este implicat în Partidul Național Liberal. Și a exprimat niște opinii legate de viitorul Partidului Național Liberal, pentru că a fost întrebat de mass media, pentru că este preocupat, pentru că are o datorie morală, sufletească ca Partidul Național Liberal să-și găsească drumul cel bun pentru viitor. Și sigur că este o decizie înțeleaptă pe care o respect, așa cum sunt foarte recunoscător pentru cuvintele pozitive pe care le-a spus despre mine.